sunt un cuplu atât de frumos și se completează atât de bine, încât îți dau speranță că dragostea adevărată, necondiționată, încă mai există. Cleopatra Stratan și Eduard Sanda gândesc la fel, vorbesc la fel, ba chiar și seamănă fizic puțin, așa cum se întâmplă cu acele cupluri guvernate de iubire. Pentru că le urmărim cu sufletul la gura aventurile de la America Express, Antena 1, am vrut să aflăm chiar de la ei cum a fost această experiență plină de adrenalină și mai ales ce s-a schimbat în viața lor după trei ani de relație. Iată prin ce greutăți au trecut Cleopatra Stratan și Eduard Sandala America Express. Acum câțiva ani ne imaginam în glumă că suntem concurenția emisiunii. Însă nu am crezut că vom ajunge într-adevăr să participăm a fost experiența vieții noastre care ne-a luat prin surprindere din mai multe puncte de vedere. Pe parcursul show-ului, ați fost supuși la tot felul de încercări. Cine a fost cel mai rezistent, cel mai docil în fața probelor dificile? Cum v-ați completat reciproc în competiție am fost exact așa cum suntem noi în viața de zi cu zi, iubibili, răbdători unul cu altul și înțelegători. Am trecut prin momente grele în America și am încercat să ne echilibrăm, chiar dacă ne mai enervam pe situații. Ne-am descoperit mai multă putere unul în celălalt decât am crezut că avem. Cel mai important este că am plecat acolo de mână și ne-am întors la fel. De mână, chiar mai uniți, am tras foame, fric, dureri fizice, mâncărimi și mulți nervi, ce e mai greu să nu ai ce mânca unde dormi sau să rămâi ore în șir, în soare sau ploaie, la autostop, clopatra, a fost greu orice. Râde, am tras foame, fric, dureri fizice, mâncărimi și mulți nervi, Eduard. Eu am avut o problemă cu mâncarea, pentru că mi-era foame non-stop, având în vedere că ardeam cam 5.000 calorii pe zi și voiam să mănânc mereu. Râde, clopatra, eu, în schimb, rezistam și fără mâncare, că oricum mănânc ca un pui, dar mai aveam și stări de foame.